Oh. Ei, o salutare, mă, băieți, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, fraților, am ieșit și eu când e traficul mai mare. Sper să mă auziți bine, pentru că mi-a sărit buretele de la microfon și vă dați seama că l-am pus în buzunar și unde pun eu chestiile astea micuțe, nu le mai găsesc, nu știu ce se întâmplă cu ele. Așa am făcut și cu dopurile mele de urechi. Am luat 5 perechi de dopuri de urechi și toate le-am pierdut. Am fost ieri și mi-am mai cumpărat două perechi de la farmacie, că nu pot umbla fără. Vă recomand și vouă, sunt foarte bune. Astăzi, mă băieți, vreau să vă zic cum mi-am convins eu părinții la 16 ani să dau de motocicletă. Păi, după cum bine știți, dintr-un vlog trecut v-am prezentat ce motociclete am avut eu. Și primul meu motor a fost un cross de ăla de 49, cu motor de drujbă, cum zic unii. După care pe la 11 ani am avut un ATV-ul, pe la 13 ani mi-am luat și un cross. Nu vă gândiți că cine știe ce cross și ATV am avut. Erau chinezării de alea de 125. Până am aflat eu că, bă, stai așa că de la 16 ani poți să conduci legal motociclete de viteză. Și eu când am văzut lucrul ăsta, vă dați seama că mi-a trebuit motor de viteză. Mi-a trebuit și mie să fiu șmecher, să conduc de la 16 ani. Și uite așa, le-am propus alor mei să dau de permis la 16 ani. Nu credeți că ei au fost de acord din prima, pentru că nu știu. Mergeți voi și spuneți-le părinților că tu vrei să dai de permis la 16 ani și să vedeți ce zic ei. Așa, bineînțeles că ei nu au fost de acord să dau la 16 ani de permis. Așa că ce am făcut? I-am stresat la cap, i-am stresat până au vrut să mă lase să dau de permis. Le-am zis odată, le-am zis de două ori, n-au vrut, le-am zis de trei ori, n-au vrut, le-am zis de patru ori, nici atât. Le-am zis de 100 de milioane de ori și până la urmă au acceptat. Și nu vă gândiți că au acceptat doar pentru că i-am stresat eu cu permisul meu la 16 ani. La mine a contat și experiența pe care am avut-o în spate. De la 8 ani până la 16 ani, nu cred că a fost lună din an. Zi din an poate a mai fost când nu mă dădeam pe motor, dar lună din an n-a fost. Așa că vă dați seama că a contat foarte mult experiența. Suntem în 2022, am 18 ani. Vă dați seama că am 10 ani de când m-am urcat prima dată pe motor și de când fac asta aproape zilnic. Dacă vă place, mă băieți, videoclipurile ce le fac, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult, și pe butonul de subscribe, de ce nu, să ne strângem cât mai mulți pe canal. Ăștia cu scuterul nu știu saluta, frate. Niciodată nu salută. De ce? Probabil pentru că n-au făcut o școală moto. E cald. Dimineața a fost destul de răcoare pentru mine, că alții stăteau în tricou. Dar eu nu suport frigul deloc, nu suport să bat un pic vântul. Nu-mi place, frate, nu-mi place. Cum am, e cald, frate, e cald. Intră. Bă, ca să ai la 16 ani motor, bă, e ceva. Pentru că și alea de 125 au ele 15 cai, dar știți că trag destul de bine. Ca idee, când aveam eu chinezăria aia de 125, care vă dați seama că nu trăgea nu știu ce. I-am dat o tură unui prieten care avea 30 ceva de ani, să zic așa. Și vă dați seama, acum nu s-a urcat niciodată pe motor, fac accelerat, a lăsat ambreiajul, a fost pe spate cu ea. Ce scrie pe mașina asta? Vă dați seama ce e în capul părinților, nu? Normal că sunt îngrijorați, le e frică să nu pățești ceva, să, Doamne ferește, să faci un accident, să... Nu neapărat accident, să cazi, să... Eu știu câte nu se pot întâmpla. Sincer, și mie mi-ar fi frică să... Îmi las copilul, să zic așa, să conducă de la 16. Și asta ar fi un motiv foarte bun al părinților, să nu te lase să dai de permis la 16 ani. Acum, sfatul meu, pentru că am făcut videoclipul ăsta, să vă dau un sfat. Cum ați putea și voi să vă convingeți părinții să dați de motor? Primul rând, cred că merge aia cu să înveți foarte bine la școală. În al doilea rând, trebuie să le oferiți încredere părinților că nu o să se întâmple nimic cu viața voastră. Și
Cam atât, adică altele depinde de fiecare acum. Eu v-am zis mai mult cum i-am convins pe ai mei. Bine, de învățat la școală cu treaba asta nu prea i-am convins, adică eu când am făcut 16 ani eram deja pe clasa 9 și vă dați seama că după ce intri la liceu nu mai prea înveți. Așa că nu învățam eu cel mai bine din clasă, să zic așa, și să-mi fi promis ai mei că dacă eu nu știu ce note îmi cumpără motor. Dar să știți că poate fi o opțiune și asta, cum depinde și de părinții voștri. Nesimțită? Ce tupeu a unele, am trecut ieri pe lângă, adică am trecut, trebuia să trec pe lângă una cu X6, că ieșea dintr-o parcare și direct în fața mea a ieșit, niciun stres, era pe telefon băgat acolo. Chiar am și stat o perioadă în spatele ei să văd ce face, ea tot cu capul în telefon, nici măcar nu m-a văzut că ies. Și ca să vă dați seama, mi-a ieșit fix în față. Ca sfat, dacă vreți să dați de permis la 16 ani, e să nu mergeți tare prin oraș, frate, mai ales la început, pentru că sunt foarte mulți adolescenți care și-au luat permis la 16 ani, și-au luat motorul fără niciun pic de experiență și da, frate, în prima lună de permis, direct, 100 prin oraș. Bine, nu zic că și eu am mai mers așa, dar când pot, frate, și când știu că nu vine nicio mașină sau când știu că nu mi-i pusă viața în pericol, tu că-i dai, frate, cine nu mai calcă și prin oraș, dar sunt unii care abia și-au luat permisul și direct printre mașini și fac o grămadă de tâmpenii, depășiri alea periculoase, vine mașina din față, ei abia trec de ele pentru că 1.25 nu prea trage și cam riscant să te bagi așa în depășiri. Acum nu vă zic că, Doamne ferește, ce bine merg eu pe drum și așa, că mai fac și eu prostii. Și făceam, și eu mergeam foarte tare, dar niciodată n-am mers mai mult decât puteam eu să duc. Dacă mă crede, de când mi-am luat motorul ăsta, vai ce-a fumă ăla din față, bă, las-o încolo, bă, că și eu am mașină din 2002, dar las-o încolo, bă, că nu poluează așa, e nebun la cap. Așa, ce am vrut să vă zic, că, a, da, eu cu motorul ăsta, care, atenție, că e de 600, are cai, are putere și așa, nu mă țin de ăștia cu 1.25-ule, mai ales prin oraș. Na, acum fiecare merge cum vrea, nu zic eu ceva sau... Dar eu nu știu, mi-am luat așa o marjă, să zic. Nu mă duc, frate, când văd pe unul că merge tare prin oraș, nu mă duc după el, pentru că se pot întâmpla o grămadă de chestii. Chiar am foarte mulți kilometri făcuți pe motor și, bă, de o grămadă de ori era să o pățesc. Pentru că poate să geasă o mașină în cale sau, nu știu, poate să sară un câine de pe trotuar, pe asfalt sau... Poate să sară o minge, nici n-o vezi, poate să sară o minge din curte. O grămadă de chestii se pot întâmpla și chiar foarte multe era să pățesc și eu. Eu vă recomand și vouă, când sunteți prin oraș, da, frate, te bași printre mașini și așa, dar nu e ok să mergi ca să faci tot fel de șmecherii, că nu se știe, nu se știe cum poate să geasă ceva în cale sau o grămadă de chestii. Apropo, a început și mie să-mi curgă furca, nu știu din ce cauze, dar trebuie să o servisez cât de repede. Aici dau băieții examene. Apropo, băieți, dacă vreți să vedeți un videoclip cum antrenez eu cu bestia asta mică, cum încerc eu de fapt să mă ridic într-o rată, pentru că ca astea de stradă nu prea m-am ce aglomerat încolo, mă și duc înapoi. Scrieți un comentariu dacă vreți. Facem un videoclip și cum mă ridic eu într-o roată cu bestia asta. Pentru că am găsit un loc smecher, rău de tot, cu asfalt, unde nu e nimeni, îți doar eu singur și pot să mă antrenez, să mă ridic într-o roată, să cad acolo cu ea. Îmi plac și mie chestiile astea, dar le fac doar unde știu sigur că
Bă, dacă cad doar eu și nu vine o mașină și dă peste mine. Da, mă băieți, am uitat să fac outro-ul, așa că dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și pe butonul de subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Și am răcit foarte tare din această cauză, n-am mai postat, dar stați aproape pe canal, pentru că după ce întrece răceala, reluăm în forță motovlogurile. Da, mă băieți, și până data viitoare, v-am salutat. Pa!